Salutare tuturor, eu sunt Xslader și bine v-am găsit la un nou mod showcase. Astăzi o să vă prezint un mod foarte, foarte tare sau epic, cum ar spune Xslader. Este vorba de modul Special Forces, adică forțele speciale. Ce face acest mod este că adaugă niște arme din forțele speciale, vest antiglon și etc. Arme. Înainte să începem acest episod, dacă apreciați episoadele cu facecam și episoadele de mod showcase și nu vreți să se termine seria, apăsați butonul de like și sper că putem strânge 1000 de like-uri pentru următorul episod. Sunt sigur că vom strânge 1000 de like-uri, deoarece am niște fani foarte, foarte tari și numai oamenii cool o să dea like la acest videoclip. Haideți să începem modul. Pentru început o să vedeți că am dat scale-ul ăsta mai mare, sau cum se numește, GUI scale, am dat mai mare interfața asta, pentru că mulți s-au plâns că se vede prea mic, nu știu ce. Am hotărât să dau mai mare, așa am și făcut. Acest mod adaugă itemele acestea, nu, fără plastic, de aici, pac, toate itemele astea. Pentru început, modul ăsta adaugă ceva foarte, foarte tare, se numește C4 Crate. După cum știți, C4 este o bombă, se craftează în halul ăsta și pentru a detona un C4, am auzit eu că dacă pui mai multe de astea și le bubui, o să dăuneze și o să dea crash la Minecraft. Pentru a pune un C4, dați click dreapta, îl puneți pe pământ. Cam așa arată, foarte, foarte tare, ca o bombă din Counter. 1.04, frumos. Așa, și vă trebuie C4 Detonator. Acesta nu are nicio rețetă deocamdată, pentru că modul este destul de nou. Era apărut și asta e foarte tare. Și nu are o rețetă de craftare deocamdată. Dacă dați click dreapta cu ăsta pe C4, o să explodeze, dar nu trebuie să vă apropiați foarte tare, vedeți? Și o să facă o gaură imensă. De exemplu, fiți atenți, nu mai știu eu, keep inventory. Keep. Inventory, cu imare, nu mai știu, inventory true sau cum era. Habar n-am, nu știu. Dacă vă apropiați ceva mai mult de C4-ul ăsta și haideți să dăm un survival. Așa, vă apropiați ceva mai mult, când dați click dreapta, o să vedeți cum să muriți. Deci nu e prea ingenioasă ideea să stați aproape. Puteți să stați și mai departe, dar dacă vreți să omorâți ceva, trebuie să fiți foarte, foarte aproape și să fiți taliban în ăla care se sinucide în autobuze cu bombe. Deci cam așa reacționează C4. Am văzut eu că s-au chinuit să adauge un nou bloc în Minecraft. Se numește Harden Wall. Și ce faceți cu acest bloc este că puteți construi, dați puțin creativ plus, puteți construi ca o bază militară, așa după cum ați văzut bazele lor militare, foarte, foarte tare, faceți un pătrat ăsta. Atenție, acest perete se va distruge cu TNT. Faceți un perete de ăsta așa, foarte tare, ca o bază, dacă înțelegeți voi. Asta e baza voastră militară și o să fiți ca în armat, uitați, ceva așa, epic. Dacă vă place, dar ăsta e nou bloc, o să vă arăt cum se craftează. Se craftează cu obsidian, foarte, foarte scump, zic eu. Dar îți dă și ceva, o putere, nu știu ce putere asta, probabil agility sau ceva, regeneration, nu știu că nu arată aici. Atunci când ești în jurul acest perete, o să-ți dea o putere, vedeți că este ceva de mine, o zamă, niște bule, pardon. Și asta e tare la peretele ăsta și de-aia așa scump. După cum ați văzut, e foarte, foarte scump. Haideți să vă prezint următorul item, se numește machet. Uitați, asta e o machetă. Cum arată mâna mea? Foarte, foarte șmecher, deci dacă sabia ar fi înlocuită cu așa ceva, ar fi șmecher. Sau să fac eu un texture pe cu sabia asta. Așa, și hai să spawnăm și noi ceva, habar n-am ce, vacă ceva, pe a doua pagină, habar nu am ce să spawnăm, nu sunt nici obișnuit cu scale-ul ăsta, cow. Așa, luăm o vacă și dăm cu mașeta peste ochi, foarte, foarte șmecher, deci mașeta e epică, probabil că se craftează cu iron. Așa, iron în halul ăsta și faceți o mașetă. Wow, ce șmecher e mașeta. Mie îmi place foarte mult mașeta asta. Că aș vrea să fie sabia înlocuită cu o mașetă. What?
Uite cum arată de epic. Un texture pack cu asta ar fi epic. Prea mișto. Hai să aruncăm așeta în baltă. Și să trecem la următorul lucru. Vedeți, dacă stau pe astea, o să-mi dea ceva. Dar nu știu ce, viață, strength, habar n-am. Puteți să vă interesați voi. Trecem la următorul lucru, Night Vision Tablet. De exemplu, dacă e noapte sau începe să fie noapte, aveți tableta asta în mână, se craftează cu bam, bam, cu 3 de redstone, sugar aici și cu glowstone. Dacă e noapte, începe să fie noapte, se târzi, așa se face spre noapte. Hai să dăm noi noapte direct unde e noaptea. Pac. Asta e noapte, e noapte afară, da? Sunt ca tableta și vă dă Night Vision. 3 minute. Asta e tare de tot. Și mi-a dat Night Vision, foarte, foarte șmecher. Hai să trecem. Astea sunt, ăsta e un laser blaster. După cum vedeți, use it to craft the laser blaster, laser blaster body. E un component, astea sunt componente. Haideți să vă prezint toată armura asta. Imediat. Adaugă o nouă armură în Minecraft. Asta se craftează cu cactus green, culoarea aia și tot așa. E ca un fel de leather, dar numai că e vopsită, bulletproof, adică veste antiglonț și ăsta cu device. Cam așa arată pe mine. Foarte șmecheră armura. Vă dă minus 2, vedeți acolo. Și e mai mult de design, vă spun eu așa, și nu cred că vă apără de ceva, că e făcută din leather. What? Creative Plus. Dacă vedeți, să mai aici o să schimb. Hai să trecem la arme. A seringa asta și seringa asta. Mai avem health package. Adaugă niște seringi. Se numește Strength Serum și Agility Serum. Vedeți, am o seringă în mână. Foarte, foarte șmecheră făcută. Când dați click dreapta pe asta, stați puțin să vă dau un survival. Începe să mânca seringa. Și vă dă Strength, Instant Health și Resistance. Și mai ne dă o seringă Agility Serum. Hai să le testăm pe toate acum. Și vă dă și Agility. Uitați cum mi s-a dat fovul mare de tot. Și sar așa ca nebunul. Și nu pățesc nimic. Haideți să vedem. Luăm mașeta asta. Are 7 attack damage. În caz că nu v-am arătat. Și luăm un cow. Cow. Și o să vedeți că nu se mișcă mașeta. Vedeți? Nimeni nu se vede cum se mișcă. Mamă, cum alerg. Zici că sunt poate capul meu. Deci, voi ne vedeți sabia sau dacă o să folosesc acum un pickaxe, repede pickaxe, nu o să vedeți pickaxe. Cum dau cu el, pentru că am agilitatea la maxim. Uitați, nu vedeți când dau cu pickaxe-ul? Și ăsta într-o lovitură l-am omorât. Gata, mi s-a dus la agilitatea aia. Și asta nu e bine. Hai să mâncăm lapte. Milk. Mâncăm lapte. What? Slidere. Cam lapte să ne treacă. Gata, ne-a trecut toate efectele. E un mod destul de epic, cum ar spune Slider. Mie îmi place foarte, foarte mult. Și adaugă o mulțime de chestii interesante în Minecraft. Haideți să facem ceva. Creative. Așa, și ne dăm drumul. Nu de aici, de aici. Creative și ne dăm drumul. Așa. Ăsta, health pack, se craftează așa. Și dacă îl mâncați voi, o să vă regenereze viața și o să vă dea regeneration 2030 și resistance, care e infinit. Și nu o să poată nimeni să vă omoare, pentru că sunteți un soldat. Șmecher! Hai să trecem la armele mele preferate. Asta spus zic că mă mănâncă piciorul. Scar. Prima armă din jocul ăsta e un Scar. Wow, Scar. Cu siguranță și Scarul ăla automat aia. Se craftează așa. Diamond, Iron Diamond, Standard Stock, care se craftează așa. Dap și Scar Body. Se craftează așa. E foarte scumpă arma asta. Standard Gun Barrel. Și ăsta, standard clip. Se craftează așa. Luați arma asta. Hai să vedem ce face. Am luat-o de două ori, o dată. Și vă trebuie glonțe pentru aia acum. Și o să căutăm aici niște bullet. Uite, vedeți aici? Bullet. Se craftează așa, foarte scumpe.
Dar ce mai contează, 32 de buleți. Și o să împușcăm noi ceva. Cam așa arată, să văd gloanțele puțin. Și puteți să trageți în găini dacă le nimeriți. Duce foarte, foarte la distanță. Se aude un zombie. What? Deci să omorâți one shot, îi dați headshot. Headshot, am murit. Haideți să ne lungim cu modul, deja are 10 minute și nu e prea bine. Trecem la următoarea armă. Trecem la următoarea armă, grenade. Este o grenadă pur și simplu cu două TNT-uri. Aruncați grenada, bau. Foarte șmecher, nu dă cam mult damage, dă damage cât două TNT-uri. Dar dacă dați așa, foarte șmecher, intrați cu părezi la oameni în casă, cum intră ăștia de la, cum se cheamă, din România, habar n-am, trupele speciale. Așa, avem laser blaster, vedeți aici. Luăm laserul ăsta, foarte șmecher, asta e una dintre cele mai șmechere arme din modul ăsta. Și ne trebuie aici laser bolt, vedeți aici, plasma bolt. Și, stați puțin, nu plasma bolt, că m-am încurcat aici. Vedeți, ne trebuie boltul ăsta de aici, care se craftează cu un diamant. Mă încurcați eu puțin, plasma bolt asta e de la altceva. Și dacă trageți așa în pământ, unde mă, stați puțin să mă dau pe creativ. Să vedeți că face o dungă. Vedeți, face linia asta mai mult de tot. O să fac așa o gaură imensă. N-am spus eu asta, tot am spus. Stați câta gaură a făcut. Și face așa doar cu un glonț. Stați că m-am glișuit în... Face așa doar cu un glonț. Dar doar pământul are, atât. Vedeți? Îmi face găurica acolo. Și asta e șmecher, pentru că aras pământul, what? Și te mai glișuiești așa cu iarbă. Vedeți aici, foarte șmecher. Și a făcut găurica. Asta e șmecher arma, nu ce zice. Trece la următoarea armă. Clear. Următoarea armă, asta. Plasma kill. Asta, mă. Vă trebuie gloanțele astea. Se craftează în halul ăsta, iron, papac, plasma barrel. Și o să mai vedeți acum și plasma core, care se craftează așa. Foarte bine. Și o să vedeți ce fac. Dați așa și... BUM! E cam scumpă, dar merge. Uitați, puteți să faceți o gaură imensă. Mă aruncă pe mine. Incredibil. Și asta face arma asta. Destul de interesant, zic eu. Plasma bolt. Și am mai rămas o singură armă, G36V, habar n-am și asta. N-am jucat counter cu ea, deci nu știu ce. Hai să le punem aici. Au trecut deja 13 minute. Tot ca un fel de armă, nu face nimic special, folosește tot gloanțele astea. Și puteți să împușcați animale cu ea sau nebunii. Vedeți, dau headshot la oaie. La asta, asta e oaia lui Rafael. Vedeți aici? Uite-te la mine, fă. Vine înapoi. Uite-te. Poc, îi dați în față. Și o să moară. Am prezentat tot ce a fost pe aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost XTater. Baftă lume! Pa!